Prorocia lui Habacuc nu este un mesaj direct către popor, ci o discuție dintre profet și Dumnezeul care îl ridicase în slujbă. Cartea ne prezintă un om care, deși se încrede în Dumnezeu, este perplex în fața hotărârilor lui. Habacuc se plânge nu împotriva lui Dumnezeu, ci înaintea lui. De ce nu intervine Dumnezeu să curme nedreptatea din țară? Și răspunsul lui Dumnezeu l-am găsit în versetul 5. Lărgește-ți perspectiva, ia-ți ochii de pe tine și povara ta și privește lumea largă. Dumnezeu este un părinte iubitor, milos și îndelung răbdător cu toți copiii săi, chiar și cu cei care nu-l onorează. Când Dumnezeu va interveni, așteaptă-te la ceva șocant. Lumea nu va mai fi aceeași. Apoi, Dumnezeu răspunde în timp util, ca să fii martorul răspunsului său. De multe ori, Dumnezeu nu ne răspunde mai devreme, pentru că oricum nu am putea crede întreg răspunsul său, nu l-am putea înțelege. A doua parte a poverii lui Habacuc a fost: poate un Dumnezeu sfânt și drept să pedepsească vinovata împărăția lui Iuda prin și mai vinovatul Babilon, popor turbat și iute? Da, poate. Dumnezeu își pedepsește și copiii dacă nu se împotrivesc păcatului până la sânge. Dumnezeu poate folosi orice instrumente dorește, inclusiv un necredincios, pentru a aduce pedeapsa sau mustrarea peste copiii lui. Când îi aduci plângerea lui Dumnezeu, fă-ți timp și să-i asculți răspunsul. Și înainte de a descrie pedeapsa pedepsitorilor, Dumnezeu își liniștește profetul cu privire la soarta celor neprihăniți. Cel neprihănit va trăi prin credință. De fapt, capitolul 1 vorbește minții prorocului Habacuc. Ca să pricep lucrările mele, ai nevoie de o viziune mai largă în spațiu. Capitolul 2 vorbește voinței prorocului Habacuc. Ca să pricep lucrările mele, ai nevoie de o viziune mai lungă în timp, să iei seama la soarta de la urmă a celor răi. Capitolul 3 vorbește inimii prorocului Habacuc. Ca să pricep lucrările mele, ai nevoie de o viziune mai înaltă înspre veșnicie, să intri în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Capitolul 3 este o odă de o frumusețe rară la adresa suveranității absolute și a tot înțelepciunii divine. Este o odă rară adusă regelui regilor. Mohammad Reza Shah Pahlavi a fost ultimul șah al Iranului. Omul acesta, în măreția lui, și-a atribuit tot felul de nume. S-a auto-intitulat Lumina Arianilor, adică nobil, lumina nobililor, nobil în limba sanscrită. Apoi s-a auto-intitulat Căpetenia Războinicilor. Iar în 26 octombrie 1967 își asumă titlul de Shahan Shah, adică Regele Regilor. Între 12 și 16 octombrie 1971 a avut loc festivitatea de celebrare a 2500 de ani de existență continuă a Imperiului Persan fondat de Cir cel Mare. Intenția șahului Iranului de atunci era una de mărire personală. El, regele regilor, Mohammad Reza Shah Pahlavi. Pregătirile au fost inegalabile în istorie. A construit orașul corturilor sau orașul de aur. 50 de corturi, de fapt, niște apartamente de lux acoperite cu faimoasele covoare iraniene, au fost așezate în formă de stea cu o fântână centrală, încercând să recreeze anticul oraș Persepolis. Evenimentul fastuos a adus la oaltă peste 600 de invitați de vază și cele două cele mai vechi monarhii ale lumii, șahul Iranului și împăratul Haile Selassie al Etiopiei. Evenimentul a fost mediatizat, a fost cel mai mare eveniment contemporan. Culmea culmilor,
în mai puțin de o decadă, ambele monarhii, cele mai vechi din istoria lumii, au încetat să mai existe. La 7 ani după marea celebrare, în februarie 1979, șahul Iranului, autointitulat Rege al Regilor, a fost izgonit rușinos din țară de către Revoluția Islamică, murind la scurt timp exilat în Egipt. Acest Rege al Regilor a fost cam fragil și temporar, iar căderea lui a fost foarte de sus și foarte umilitoare. Pentru că aroganța merge înaintea căderii. Există un singur Rege al Regilor și acesta este Iisus Hristos. Oricine altcineva își asumă acest titlu va pieri. Astfel își începe oda prorocul Habacuc. Domnul însă este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Habacuc nu mai este același. După întâlnirea cu Dumnezeu, nu mai ai argumente. Întrebările tale pălesc până la dispariție. Poți doar să-i te închini. Nu-l pricepe de întregul. Dar atunci când intri în templul lui cel sfânt, taci, pentru că ești copleșit. Poate o privire, o reînnoire a strălucirii ființei lui Dumnezeu este tot răspunsul de care avem nevoie când ne apasă povara. Este ca și o gură de aer proaspăt când simți că te sufoci. Povara este încă acolo, dar parcă starea ți s-a schimbat. Aceasta experimentează Habacuc. Nu are răspuns detaliat la povara lui, dar se uită la Dumnezeu și gura îi se închide. Răspunsurile nu mai sunt necesare, pentru că în prezența lui Dumnezeu pricep altfel lucrurile. Și ascultați-l pe Habacuc vorbind. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. În alte cuvinte, Doamne, am auzit ce ai vestit. Sunt pregătit să primesc ce spui. Fă-ți lucrarea așa cum ai vestit-o. Însuflețește-o, de echip, acționează. Fă-te cunoscut așa cum ești. Habacuc nu mai cere răspunsuri, ci rezultate, acțiune. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Și apoi continuă. Dar în mânia ta, adu-ți aminte de îndurările tale. Dumnezeu vine din Teman și cel sfânt vine din muntele Paran. Ce să înțelegem din aceste cuvinte? Am putea înțelege următoarele lucruri. Dacă mânia ta trebuie să se reverse înainte de aducerea mângâierii, atunci, Doamne, fă-o, dar te rog în mânia ta, ține-ți îndurarea trează. Da, Doamne, sunt gata să trec prin ciurul pedepsei tale, dar îndură-te de mine. De ce Dumnezeu vine din Teman și Paran, undeva în sud-estul țării? Oare n-ar putea el veni din spre Tir și Sidon, din nord-vest sau nord? De ce din Teman și Paran? De ce face această afirmație Habacuc acolo? Singura explicație care o găsesc este legată de trecutul, de istoria îndurării lui Dumnezeu. Temanul și Paranul sunt primele regiuni geografice de dincoace de muntele Sinai. După darea legii și legământul cu poporul, Dumnezeu și-a arătat îndurarea conducând poporul în țara promisă, pornind din Teman și Paran. Așa că amintirea Temanului și Paranului poate sugera amintirea faptului că așa cum Dumnezeu a fost îndurător atunci, este rugat să fie și de data aceasta. Dar în mânia ta, Doamne, adu-ți aminte de îndurările tale, așa cum te-ai îndurat de noi când te-ai pogorât cu noi din Teman și muntele Paran, așa te rugăm și acum să-ți arăți îndurarea. Contrastul acesta mânie-îndurare ne obligă la niște răspunsuri la câteva întrebări. Și anume, cum se împacă existența suferinței cu un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor
și infinit de bun. Atotputernicia lui Dumnezeu înseamnă că El poate să facă orice este semnificativ, orice are sens, orice este în linie cu scopurile sale. Trebuie să fim foarte atenți când definim atotputernicia lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu nu se poate face pe sine însuși să nu mai existe. El nu poate transforma binele în rău. Nu înseamnă că El se poate și contrazice pe sine în atotputernicia Lui. Repet, atotputernicia Lui Dumnezeu înseamnă că El poate să facă orice este semnificativ, orice are sens, orice este în linie cu scopurile sale. Atotputernicia Lui Dumnezeu se definește în limitele scopurilor și planurilor sale. În decizia Lui de a crea ființe umane cu voință liberă este inclusă implicit și posibilitatea facerii răului, deci și a suferinței ce rezultă din rău. Atunci Dumnezeu a creat răul? Nu. El a creat doar posibilitatea răului. Oamenii au actualizat această posibilitate. Pe atunci, de ce nu a creat oameni fără voință liberă? Ar fi fost atunci o lume fără ură? Da. Ar fi fost atunci o lume fără suferință? Da. Dar ar fi fost și o lume fără dragoste. Pentru că dragostea implică alegere. Existența alegerii aduce cu sine posibilitatea că oamenii să aleagă ura. Suferința din lume, deci, este cauzată de om, de alegerile lui, de omorâ, de a exploata, de a înșela, de a trăi în imoralitate. Dumnezeu doar încalecă suferința și o folosește spre împlinirea scopurilor sale. Așa că, chiar dacă Dumnezeu este atotputernic, El nu elimină suferința o vreme, ci o încalecă și o folosește pentru scopurile sale. Dacă Dumnezeu este atotștiutor, de ce există suferință în lume? De ce nu oprește El răul, suferința? Dacă este atotștiutor, atunci El cunoaște nu numai binele și răul prezent, ci și binele și răul viitor, corect? Da. Atunci, este posibil ca un Dumnezeu iubitor să poată tolera lucruri oribile în prezent, pentru că El știe în atotștiința Lui că pe termen lung ceva mai bun va ieși din răul îngăduit în prezent? Da. Dumnezeu ne-a arătat deja cum un lucru nespus de rău a dus la un lucru nespus de bun. Deocidul, jertfa lui Hristos, un lucru nespus de rău, de nedrept, a dus la un lucru nespus de bun, mântuirea noastră. Așa că, chiar dacă Dumnezeu este atotștiutor, tocmai pentru că este atotștiutor, El îngăduie un rău prezent, pentru că știe că urmează un bine viitor. Dar dacă Dumnezeu este absolut bun, de ce nu intervine când ne este greu? Tocmai pentru că este bun. Dacă ar interveni de fiecare dată când ne este greu, am deveni niște răsfățați pe termen scurt și niște monștri pe termen lung. Uitați-vă la cazul creșterii copiilor. Copiii răsfățați pe termen scurt. Copiii care sunt feriți de orice fel de greutăți din viață. Pe termen scurt sunt răsfățați, o duc bine. Pe termen lung ajung niște monștri. Pentru că greutățile te formează. Greutățile te învață. Dumnezeu permite suferința și ne privează de binele mai mic al plăcerii pentru a ne îndruma spre binele mai mare al maturității morale și spirituale. Un alt exemplu. Bun nu înseamnă fără durere. Uitați-vă, gândiți-vă la dentiști. Este bine să-ți rezolvi problemele dentare. Dar binele acela presupune o durere. Bun nu înseamnă fără durere. Și atunci, există un sens al suferinței? Da, categoric da. De vreme
spunea Augustin, de vreme ce Dumnezeu este binele suprem, El nu va permite ca vreun rău să existe în lucrările Lui, decât dacă omnipotența și bunătatea Lui ar fi de așa natură încât să scoată binele chiar din rău. Foarte bine formulat de Sfântul Augustin. Repet, de vreme ce Dumnezeu este binele suprem, El nu va permite ca vreun rău să existe în lucrările Lui, decât dacă omnipotența și bunătatea Lui ar fi de așa natură încât să scoată binele chiar din rău. Are suferința vreun sens? Categoric, da. Scriptura ne spune că suferința poate duce la pocăință, la îndreptare. Citiți în Evrei 12, de la 4 la 11. Sau cum spunea C.S. Lewis, Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre, ne vorbește în conștiință, dar strigă în dureri. Există un sens al suferinței? Sigur că da. În al doilea rând, poate ține în control atitudinea noastră rebelă. Și vă reamintesc țepușul lui Pavel, ca să nu se îngânfe, suferința aceea, ca să-i țină în control atitudinea. Uneori Dumnezeu trebuie să ne ia ce avem ca să ne poată da ceea ce avem nevoie. Lucrurile care instruiesc, de obicei dor. Există vreun sens al suferinței? Sigur că da. În al treilea rând, poate dezvolta o perspectivă eternă. Și Petru spune așa de clar în 1 Petru capitolul 5, versetul 10, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Există un sens al suferinței? Sigur că da. Suferința ține treaz tânjetul după lumea ce vine. Suntem nefericiți și avem necazuri în această lume pentru că nu suntem făcuți pentru această lume. Mai există vreun sens al suferinței? Sigur că da. În al patrulea rând, poate decanta credința adevărată de cea falsă. Poate să ne demonstreze loialitatea față de Dumnezeu. Și gândiți-vă la Iov, asupra căruia îi se îngăduie celui rău să intervină și să-l facă să sufere. Suferința care decantează credința adevărată, îi testează loialitatea față de Dumnezeu. După ce Habacuc își exprimă supunerea în fața voii lui Dumnezeu, după ce își recunoaște poziția înaintea lui, după ce se poziționează corect înaintea divinității, își dă drumul emoțiilor. Să nu ne fie teamă de manifestarea emoțiilor. Să ne fie teamă de emoționalism, de stoarcerea sentimentelor, de fabricarea artificială a acestora, de manipularea emoțiilor proprii. Oda profetică a lui Habacuc continuă, își dă drumul inimii și oda aceasta continuă pe trei nivele. Primul nivel este unul mai distant, mai impersonal. Vorbește la persoana a treia, El, Dumnezeu. Așa începe oda. Măreția Lui acopere cerurile și slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui. Din mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. Înaintea Lui merge ciuma și molima calcă pe urmele Lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul. Privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă. El umblă pe cărări veșnice. Văd corturile Etiopiei pline de groază și se cutremură colibele din țara Madianului. În alte cuvinte, Dumnezeu este stăpânul, suveranul universal, nimeni și nimic nu-i poate sta în cale, nu-i rezistă. Prezența lui Dumnezeu îl face pe om să tremure, iar pământul să se cutremure. Ce rol au aceste descrieri ale măreției lui Dumnezeu? Au rolul de a ne trezi din obișnuința spirituală. Obișnuința spirituală este, în unele privințe, mai periculoasă decât depravarea spirituală, pentru că poate fi foarte subtilă și se instalează treptat în noi. Cu toții știm, din proprie experiență, despre ce vorbesc. Când un obiect sau un stimul
intră în mediul nostru, suntem foarte conștienți de El. Dar această conștiență scade odată cu timpul. De exemplu, verigheta de pe deget. Când începi să o porți prima dată, o simți că o ai, te deranjează. Orice lucru prins cu mâna, o simți acolo. Încerci să o dai jos, ceva este în plus la tine. Ești conștient de existența ei. E bine, după o vreme, te obișnuiești cu ea și nu mai știi că o ai. Una din luptele cele mai provocatoare ale vieții spirituale este lupta cu obișnuința. Cu toții avem un sindrom al deficitului de atenție spirituală. Așa că conștiința gloriei lui Dumnezeu poate și trebuie să fie înnoită ca să ne îndemne la închinare. Poate că, de fapt, răspunsul la poverile tale este ieșirea din această obișnuință. Intră în templul lui Cel Sfânt. Uită-te la cine este Dumnezeu. Cunoaște-L în mod direct. Nu te lăsa doborât de obișnuința spirituală. Gloria lui Dumnezeu sugerează măreție și îndeamnă la închinare. Sugerează măreție prin ceea ce este. Măreția lui acopere cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc raze, spune Habacuc, și acolo este ascunsă tăria lui. Putem înțelege puțin din acest sentiment al măreției când stăm în fața unor priveliști care îți taie respirația, nu-i așa? De ce ne impresionează un răsărit de soare sau un apus? De unde este noi această sclipire, capacitatea de a ne extazia în fața unor astfel de priveliști? Gloria lui Dumnezeu sugerează măreție și îndeamnă la închinare prin acțiunile Lui. Și Habacuc spune că Dumnezeu se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure, munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă și așa mai departe, umblă pe cărări veșnice. Gloria lui Dumnezeu se vede și prin acțiunile sale. Și gloria lui Dumnezeu a atins punctul culminant la cruce. Crucea a fost manifestarea extravagantă a gloriei lui Dumnezeu. Ce poate fi mai glorios decât să te jertfești pentru omul care nu merită? Gloria lui Dumnezeu îmi amintește că nu eu sunt în centrul universului. Până în 1541, noi, ființele umane, credeam că suntem centrul universului. Așa ne convinsese Ptolemeu. Atunci, în 1541, a apărut polonezul acela, Nicolaus Copernicus, și ne-a dovedit că lucrurile nu stau așa. Oamenii au negat acest adevăr încă vreo jumătate de secol după el. Și a apărut apoi Galileo Galilei și a întărit spusele lui Copernicus. Oamenii de atunci l-au ars pe rug, pentru că nu-ți cade bine să afli că nu tu ești în punctul focal al universului, nu-i așa? Dar nici nu ești. Ți-o spune gloria lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut Copernicus pentru planeta Pământ, a făcut Dumnezeu pentru sufletele noastre. Când accepți adevărul că ființa lui Dumnezeu este înconjurată de o glorie covârșitoare, gândirea autocentrată dispare. Preocupările și poverile tale se diminuează. De aceea, îndemnul lui Habacuc este să intri în templul lui Cel Sfânt și să taci înaintea Lui. Al doilea nivel al odei sale este unul mai apropiat, persoana a doua, tu. În alte cuvinte, Dumnezeu este Domnul, suveranul nostru, care se îngrijește de mersul lumii și de copiii Lui. Și ascultați oda mai departe. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor s-a prinde mânia ta? Observați, este mai aproape. Sau împotriva mării se varsă orgia ta? De-ai încălecat pe caii tăi și te-ai suit în carul tău de biruință? Arcul tău este dezvălit, blestemele sunt sărgețile cuvântului tău. Tu despiși pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea ta se cutremură munții, să ne pustesc râuri de apă. Adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus.
Soarele și luna se opresc în locuința lor, de lumina săgeților tale care pornesc, de strălucirea suliței tale care lucește. Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta, ieși ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău, sfărâmi acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. Străpungi cu săgețile tale capul căpetenilor lui, care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoțând strigăte de bucurie, ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Și apoi partea a treia a odei, al treilea nivel al odei, este foarte personal. Persoana întâia, eu. În alte cuvinte, Dumnezeu este Domnul meu, stăpânul meu, în fața căreia eu trebuie să iau o poziție. Nouă ne-ar plăcea un Dumnezeu micuț și controlabil, care să nu ne tulbure liniștea în satisfacerea tuturor poftelor noastre. Un Dumnezeu care să nu ne strice echilibrul emoțional când ni se revelează. Numai că El nu este nici mic, nici controlabil, nici nepăsător. Apropierea Lui ne tulbură. Și ascultați oda mai departe. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Aceasta este oda lui Habacuc, în prima parte a cărții. Habacuc este frământat, apoi este îngrozit, apoi este copleșit. Povestea lui Eric Liddell a fost ecranizată în marele film Carele de Foc. Eric Liddell, în 1923, era la precalificările pentru Olimpiada de la Paris în 1924. Omul acesta se pregătea să fie misionar în China. Numai că era un sportiv deosebit. Dumnezeu îi dăduse niște abilități extraordinare, ca și alergător, ca și atlet. Povestea lui este extraordinară. Un film ce merită văzut de toată lumea. Ei bine, în 1923, se așează pe pista de alergare. Înainte dă mâna cu toți concurenții. La câțiva metri de start, competitorul lui, Gillis, după ce s-a dat startul, îl împinge pe Eric Liddell, care iese de pe pistă. După ce este împins afară de pe pistă, se oprește, crezând că a fost descalificat. La semnele agitate ale arbitrului, se reîntoarce pe pistă, dar era deja la vreo 20 de metri distanță în spatele celorlalți. Oamenii au început să se întrebe, ce face ăsta? Nimeni nu poate recupera distanța pierdută? Numai că Eric Liddell pornește în viteză și trece de al treilea, trece de al doilea, apoi trece de Gillis și câștigă cu aproape 2 metri înaintea lui. După trecerea linii de sosire, cade la pământ și trupul îi tremura ca un jeleu, descriau ziarele vremii. Un masseur vine și le ia în grijă. Un reporter îl întreabă, cum ai reușit să câștigi această cursă imposibilă? Cu o grimasă pe față, Liddell răspunde. Prima jumătate a cursei am alergat cât de repede am putut. A doua jumătate a cursei am alergat mai repede cu ajutorul lui Dumnezeu. Cuvintele acestea au rămas memorabile. Habacuc a alergat prima jumătate a cursei cât de repede a putut el, căutând să-L înțeleagă pe Dumnezeu cu mintea lui. A doua jumătate a cursei a alergat mai repede cu ajutorul lui Dumnezeu, aruncându-și privirea spre locașul lui cel sfânt. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu la povara exprimată de proroc. Lasă-mă pe mine să fiu Dumnezeu, iar tu, cel neprihănit, vei trăi prin credința ta. Unde te afli? În prima jumătate a cursei, când alergi cât de tare poți tu.
Habacuc îți aduce aminte. A doua jumătate a cursei, aleargă cu ajutorul lui Dumnezeu. Cum vine asta? Ce înseamnă aceasta? Vom găsi răspunsul în episodul următor.